bun și un sfat foarte bun, sper să fie, pentru că o să vorbim astăzi despre ouă. 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 Okay. Așa. Dar spune moldovenește, ouă. Nu, dar noi zic ouă, se zice ouă. Ai noștri zic ouă. Aici e mai frumos, nord. E mai dulce. În mai nord se spune așa. Așa, nordiști. Așa. Nordiști. Primul lucru ce trebuie să știm despre ouă, că sunt foarte importante și ar fi bine în fiecare dimineață, la mic dejun, să mâncăm două ouă. Cel puțin două pe zi, dar e bine dimineața. De ce? Pentru că, în primul rând, are luteina, care e foarte bună pentru ochi. Femeile care au probleme și sunt mai hormonoase, să le spunem noi așa, așa le zic eu de obicei, cele care au un exces de foliculină și fac probleme la sân, dacă tăieți un ou fiert în două, o să vedeți că seamănă cu sânul. Da, da? Are forma unui sân. Are forma unui sân, aici e gălbenușul și a forma unui ochi. Da? Cel mai mult sunt foarte bune, acționează foarte bine asupra hormonilor mamari și asupra ochilor. Dar ei mențin foarte bine vitamina D în corp. Ouățele ei, am zis. Puh. Dar nici nu știu cum se zice. Că-i ou, că-i ouă. Ele multe, da. Ouăle. Mențin foarte bine vitamina D în corp. Și atunci ne ajută pentru instalarea calciului, să avem grijă de a vitaminei B12, pentru că are un aliment complex total. E bun pentru ficat. Păzește practic pielea, și părul, sunt da, pentru că are o cantitate foarte mare de vitamina B. Deci să nu mai auzim miturile astea că nu mănânc ouă, că am colesterol și că mă doare asta ficatul. Asta vreau să te întreb, că frecvența asta de ouă, ați zice că putem să mâncăm în fiecare zi. Era acel sfat pe care îl știam toți, doamne, nu prea multe ouă. Dar cred că un ou să-ți spun că pe piață, nu se găseau pe piață și atunci rămâneam fără ele. Eu mănânc foarte des ouă și nu am nici... Că e bine să dăm... Eu dacă bun. Stau să mă gândesc... Și foarte bun în dietă, să știți. Da, pentru dietele de slăbire. Pentru cei care vor să slăbească... Corect. Am greșit eu o săptămână și am dat 3 kg jos. Și n-am știut de ce. Pe cuvânt de cinste, acum aflu de la voi. No. E foarte bună dietă. E foarte important pentru creierul copiilor, pentru învățat, de a ține minte. Dacă să ne gândim la școală, când noi am avut șansa și norocul să trăim în perioade când alimentația copiilor la școală era gratuită și aveam micul dejun și aveam ora de masa de prânz, care erau gratuite. Și obligatorii erau două ouă fierte. Dimineața. O felie de pâine cu unt și o cană de ceai. Asta era mâncarea de dimineață a fiecărui copil. Da? La voi, nu așa. La noi. La noi nu. La noi exista. Mulțumesc lui Brejnev că el a fost băiat deștept. Eu auzi. Așa. Și este împotriva îmbătrânirii vaselor de sânge. Foarte adică, multe beneficii. Chiar dacă e colesterol, dar se pare că e colesterol la bun, nu? Nu știu eu să-ți spun că e colesterol. Nu, dar bănuiesc, nu vorbim puțin, despre colesterol. Pentru că eu spun neavândă. Acum să el fim... nu ridică niciun colesterol. Ba din contra, are arderi foarte rapide, face arderi rapide pentru că sunt foarte multe vitamine în el. Da, și ușor digerabil, nu e eu. Da, eu pot mânca o la orice oră. Adică, plus că este sețios. Cred că e funcție și de fiecare persoană. Dar 150 de eu n-am auzit să se plângă cineva că are o problemă că mănâncă. Nu, echivalentul caloric a unui ou. Dar dacă are o problemă, o altă afecțiune, asta este clar. Stai puțin, dacă... O dereglare, da. Dacă ai probleme și nu poți să mănânci... Eu dau sfaturile astea pentru a răsturna niște mituri, înțelegi? Da, chiar era un mit asta legat de ouă. Pentru a răsturna niște mituri. Și este un aliment foarte bun, e un aliment complex, repet. Corect. Îl poți mânca foarte ușor, e sățios, are tot ce îi trebuie. Exact. Haideți, maestre, să... Și caloriile de care avem nevoie la creierul nostru, e proteină, până la ora 2, albușul e proteină pură, să funcționeze. Uh-huh. Chiar este un tips pentru cei care vor să mănânce mai multe ouă, să ia doar albușul de la anumite, de exemplu să-și pună 2-3 ouă. Când făceam lupte, numai albușul ni-l dădea. Așa. Gălbenușul mâncau deci ei. Poți să-și păstreze 2-3 gălbenușuri și poți să fac omletă de 10 ouă, dar să aibă doar albușul.